La sfârșitul lunii februarie 2010, rata șomajului în România a fost de 8,3%, în total 762.000 de persoane, din care 60% din mediul rural. Problemele de integrare pe piața muncii ale persoanelor din mediul rural sunt numeroase, cum ar fi numărul ridicat de șomeri tineri, naveta în localitățile urbane, oportunitățile limitate de încadrare în câmpul muncii. A lucra fără limitări de spațiu și timp, așa cum se întâmplă în firmele virtuale și în munca în rețea, deschide o fereastră nouă în câmpul muncii. Nu mai contează localitatea în care locuiește o persoană și nici limitele de timp. În acest sens, o persoană care locuiește în zona rurală poate să aibă aceleași oportunități ca și un cetățean de la oraș. Ținând cont de aspectele semnalate mai sus, s-a născut ideea proiectului Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin telework. AJFM Harghita derulează proiectul Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin telework. Grupul țintă este compus din tineri în vârstă de sub 35 de ani, cu domiciliul stabil în mediul rural, tineri care de obicei au serioase dificultăți în a se încadra în muncă. Prin acest proiect intenționăm să sprijinim un număr de 792 de tineri prin programe de formare profesională, respectiv prin încadrarea în muncă. În toamna anului 2007, Consiliul Județean Harghita a contactat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, solicitând sprijin în vederea realizării unui proiect care să vizeze munca la distanță. AJFM Harghita a acceptat, dar pe moment, neexistând definitivate modalitățile de lucru, lipsind și sursele de finanțare, problema a rămas în suspensie. În februarie 2008, după lansarea apelului de proiecte strategice, s-a născut ideea de a prelua un exemplu de bună practică din Uniunea Europeană și a aplica pentru un proiect strategic, oportunități de ocupare în mediul rural. A fost contactat partenerul transnațional italian care venea cu know-how-ul și a fost organizată o întâlnire la Miercurea Ciuc cu parteneri potențiali din regiune. Ulterior s-a scris proiectul, convenindu-se ca AJFM Harghita să preia și rolul de solicitant și atribuțiile de management de proiect. Ringrazio tutti gli amici rumeni per questa calorosa accoglienza e per l'invito a questa inaugurazione a nome del Consorzio Infor e dell'Università di Torino che rappresento oggi. Siamo molto orgogliosi di fare parte di questo progetto. Abbiamo cominciato a occuparci di nuove tecnologie dell'informatica e della comunicazione da circa 10 anni, copiando un po' quello che succedeva in Nord Europa e crediamo che queste nuove tecnologie rappresentino un'opportunità soprattutto per le zone rurali e le zone montane, che anche in Italia sono molto diffuse. Suntem 15 parteneri în acest proiect din 6 județe din regiunea Centru, respectiv regiunea Vest. Județele sunt Harghita, Covasna, Mureș, Brașov, Alba și Hunedoara. În general, din fiecare județ participă în tandem Consiliul Județean sau un substitut al acestuia împreună cu Agenția Județeană de Ocupare din județul respectiv. Există și câteva excepții, cum ar fi județul Hunedoara, unde singurul partener participant este AJFM Hunedoara, și de asemenea în județele Alba, respectiv Mureș, avem doi parteneri care se vor ocupa de formarea profesională, respectiv Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și Asociația AgromRo din Sân Georgiu de Mureș. Avem doi parteneri transnaționali, Consorțiul Infor din Italia, precum și Universitatea de Stat din Torino, Facultatea de Științe Economice. Grupul țintă este format din tinerii din mediul rural care nu au loc de muncă. Intenționăm să sprijinim 792 dintre aceștia prin servicii specifice de informare, consiliere, formare profesională, medierea muncii și inclusiv asistență și consultanță în vederea înființării unei afaceri proprii de câte 1080 de ore pentru fiecare dintre participanți. Rezultatele așteptate sunt formarea profesională a tinerilor din mediul rural pentru a satisface nevoile angajatorilor. AgromRo, centru de instruire în agricultură de la Sân Georgiu de Mureș, care este partener în cadrul proiectului, a pregătit și va asigura desfășurarea cursurilor pe 9 module,
contabilitate, relații publice și comunicare, limba italiană, limba engleză, operator introducere, prelucrare și validare date, operator, calculatoare, designer, pagini web. Prin aceste programe, prin aceste module pe care le organizăm în cadrul Teleorcului, nu facem altceva decât încercăm să deschidem orizontul de ocupare a tinerilor sub 35 de ani care locuiesc în mediul rural. Reușim în acest fel să creăm o resursă umană disponibilă pe piața muncii și în același timp o resursă umană care are oarecare mobilitate din punct de vedere al accesului la locurile de muncă oferite de piața muncii. Tinerii vor fi formați în 3 serii consecutive a câte 27 de persoane. Cursurile se țin în funcție de cerințele participanților dimineața sau după masă, în timpul săptămânii, 8 ore pe zi pentru pregătirea practică, respectiv 6 ore pe zi pentru pregătirea teoretică. Tizenegy távmunka központot hoztunk létre, amelyeket az első részben szakképzésre használjuk, majd utólag a részvevők fognak odabent dolgozni. Aceste centre sunt în localitățile Sân Martin, Sân Dominic, Gălăuța și Șimonești, în județul Harghita, Malnaș-Sat și Brețcu, în județul Covasna, Prejmer, din județul Brașov, Corunca și Gornești, Sat Periș, din județul Mureș, Ilia, în județul Hunedoara și Burcedea Vinoasa, din județul Alba. Ne bucurăm în primul rând că prin proiect, ca și partener de proiect, beneficiem de această investiție în această zonă rurală care este destul de vastă ca și întinderea teritoriului, nu numai vastă din punct de vedere teritorial, dar avem și extrem de mulți șomeri tineri și șomeri de lungă durată în această zonă pe care sigur că dorim să-i instruim, se creează oportunități de ridicare a calificărilor, de oportunități de ocupare și ne bucurăm din acest punct de vedere că s-a creat această oportunitate. Telecentrul este un spațiu dotat cu tehnologia ITNC, respectiv tehnică de calcul și de comunicații, acesta facilitând accesul la informații, precum și permițând, dând posibilitatea participanților în a munci de la distanță. În general, în fiecare telecentru există 18 calculatoare electronice performante, 3 imprimante laser alb-negru, o imprimantă laser color, un multifuncțional format A3 foarte performant, centrală telefonică cu 15 telefoane, videoproiector, laptop pentru lector, ecran de proiecție, mobilierul aferent și toate celelalte obiecte de inventar necesare pentru buna desfășurare a activităților de formare profesională. Queste nuove tecnologie sono degli strumenti, non sono delle soluzioni, ma sono importanti per consentire alle persone di comunicare e di lavorare a distanza. Sicuramente per un utilizzo professionale di queste nuove tecnologie bisogna investire sulle persone, ecco perché questo progetto parte sì dall'allestimento di una infrastruttura tecnologica, ma da una iniziativa di formazione rivolta ai giovani. Pe parcursul proiectului al cursurilor, cel puțin 150 de tineri vor fi sprijiniți de către agențiile de ocupare a forței de muncă pentru a-și găsi locuri de muncă pe care să le poată presta în cadrul telecentrelor sau acasă, la domiciliu. În acest fel, tinerii nu mai sunt nevoiți să facă naveta sau să se mute la oraș, contribuind astfel la frânarea procesului de îmbătrânire și depopularea satelor. În primul rând, acești tineri dobândesc competențe pe care, din păcate, sistemul primar de învățământ nu este capabil să le ofere. Practic, acest lucru a fost relevat de către componenta studiului care viza măsurarea așteptărilor, necesităților angajatorilor. Practic, cele mai multe firme au spus că
tinerii absolvenți de școli profesionale, licee și chiar de uneori chiar și de facultăți nu au competențe la nivelul la care angajatorii se așteaptă. S-a realizat o comunitate virtuală online de practică profesională, în cadrul căreia tinerii vor putea împărtăși experiențele în domeniul muncii la distanță. În acest fel, fiecare poate învăța din experiența celuilalt. Cursurile sunt gratuite pentru toți participanții. Practic, măsura în care participanții nu au domiciliu stabil chiar în localitatea în care a fost înființat centru, ci într-o localitate limitrofă, deci se poate deconta transportul în comun sau măsura în care transportul în comun nu se petrece cu o ritmicitate care să permită participarea în mod normal la activitățile din proiect, agenția de ocupare din județul respectiv poate contracta serviciul de transport. De asemenea, cei care sunt șomeri indemnizați pe perioada cursului beneficiază de această indemnizație atâta timp cât legea le permite, iar în momentul în care perioada la care au dreptul expiră, se poate acorda o bursă de studii care va fi egală cu valoarea minimă a indemnizației de șomaj aferentă categoriei de șomer din care face parte. Spre exemplu, un șomer care a devenit șomer ca urmare a faptului că a absolvit o formă de studii autorizată va beneficia de o bursă de studii egală cu 300 de lei pe lună, respectiv un șomer care a devenit șomer ca urmare a faptului că și-a pierdut locul de muncă va beneficia de o bursă de studii de 450 de lei pentru o lună. Existența unei diplome în portofoliul personal nu aduce după sine garanția angajării. De cele mai multe ori, angajatorii se uită rare ori la diplome. Pe ei interesează în mod deosebit ce anume știu acei tineri, care este potențialul lor. Ori aceasta se poate afla ca urmare a interviurilor directe, a probelor de lucru și mai puțin după nota care apare pe diplomă. A tanfolyamokon amikor az első csoportban résztvevő fiatalok közül, akik a májusban lejáró vizsgákon a legjobb eredményt érik el, lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy olaszországi tanulmányúton. Minden távmunkaközpontból egy-egy fiatal vehet részt ezen a tanulmányúton, így összesen 10-en fognak Olaszországba utazni. A tanulmányút keretében egyrészt lehetőségük lesz arra, hogy megtapasztalják élőben, hogy hogyan működik egy ilyen központ, hogyan dolgoznak ott, mit lehet ott dolgozni. Ugyanakkor arra is lehetőséget kapnak a fiatalok, hogy olyan munkaadókkal kerüljenek kapcsolatba, akik távmunkába dolgozókat alkalmaznának. Úgy gondoljuk, hogy ez a fajta kapcsolatfelvétel nagy mértékben fogja segíteni a munkavállalási esélyüket növelni. Din prima serie, deja cel mai bun tânăr în domeniul ITNC a fost recompensat cu oportunitatea de a-și înființa o afacere, un SRL sau o întreprindere individuală, întreprindere cu care noi am contractat serviciul de întreținere din punct de vedere informatic al acestui telecentru, al telecentrului în care ei își desfășoară activitatea. Prin această măsură, deja am oferit din start oportunitatea unui tânăr de a-și câștiga pâinea, lucrând foarte aproape de casă, fără a îngrădi în același timp posibilitățile de a contracta servicii și cu alți beneficiari. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, amit kaptam. Elismerésem a tanároknak, mivel ilyen rövid idő alatt fel tudnak készíteni minket. Úgy érzem, számomra nagyon hasznos ez a tanfolyam, mivel nagyon sokat tanultam vele. Cred că ar trebui să ne folosim de această șansă de a ne perfecționa în cât mai multe domenii de activitate pentru a ne găsi mult mai ușor de lucru. Cu
Cursanții sunt foarte interesați de cursul de contabilitate, fiind conștienți de faptul că fiecare unitate economică are nevoie de un contabil. Competențele dobândite aici îi face mult mai competitiv pe piața muncii. Firmele pot în primul rând să beneficieze de tineri bine pregătiți la capătul a 1080 de ore de curs în 9 module, module care au fost stabilite ca urmare a solicitărilor exprimate în mod direct de peste 1100 de firme care au fost intervievate în acest sens. Firmele se lovesc de costuri mari de întreținerea sediului, chiria lunară, utilități ca telefonul sau internetul. De cele mai multe ori, aceste costuri pot face diferența într-o afacere de succes și una care se dea faliment. Prin acest proiect, în măsura în care o firmă a angajat un tânăr care a finalizat aceste cursuri, acel tânăr lucrând în cadrul telecentrului în mod gratuit, fără a plăti chirie, aduce un avantaj substanțial angajatorului. Ca o facilitate a acestui proiect, firmele cu adevărat interesate să încadreze participanți la acest proiect în regim de muncă la distanță vor fi recompensate, dar nu este neapărat doar o recompensă, ci vor putea să participe la o vizită de studii în Italia împreună cu cel mai bun participant din telecentrul la care este arondat acel angajator. În acest fel, atât firmele cât și participanții pot să vadă la fața locului cum sunt organizate, cum funcționează telecentrele din Italia și se pot inspira în activitatea viitoare. În același timp, prin faptul că vor petrece 4 zile împreună acel angajator și cel mai bun șomer din telecentru respectiv, considerăm că se va putea suda o relație între cei doi care să se concretizeze în final cu un contract de muncă. Hát ez a tavmunkafogalom, ez előre ismeretlen volt a számomra, de most már rájöttem, hogy hosszú távon a cégemnek egy megfelelő fejlődést nyújthat. Facem un apel către tinerii din mediul rural care într-adevăr vor să lucreze, să se înscrie la cursurile organizate în cadrul proiectului pentru a putea în viitor să interacționeze cu firmele în calitate de profesioniști. Vor fi furnizate cunoștințe și abilități practice necesare pentru a lucra cu autonomie suficientă ca și operatori telefonici pentru diferite firme, fără obositoarea navetă zilnică.